Târgul Internațional de Turism de la Berlin este cel mai mare târg de turism din lume, ce reunește anual peste 110.000 de vizitatori de specialitate, din care mai mult de 30% din străinătate. Timp de 5 zile, în perioada 7-11 martie, peste 11.000 de companii din 180 de țări își prezintă oferta de produse și servicii, pe durata târgului fiind programate circa 190 de conferințe de presă. Anual, în cadrul ITB, au fost încheiate contracte de peste 6 milioane de euro. România este prezentă la ITB Berlin cu stand național din anul 1970. În urma participării României la ediția din 2009, țara a reapărut în catalogul TUI 2010, marcând astfel revenirea celui mai mare tur operator german pe piața românească. De asemenea, în 2009, ofertele turistice românești au fost incluse în catalogele pentru 2010 ale altor tur operatori germani, precum Der Tour, ITS și Messerschmitt. ITB este cel mai mare târg de turism din lume, cu o suprafață de 160.000 de metri pătrați și 178.971 de vizitatori, dintre care 110.857 sunt vizitatori de specialitate.